Loteria contestațiilor s-a dovedit și anul acesta câștigătoare pentru candidații nemulțumiți de notele primite inițial. De departe, cea mai spectaculoasă greșeală a fost înregistrată la liceul numărul 2 din Târgu Jiu. Și anul acesta recorectarea lucrărilor a scos la iveală faptul că profesorii nu au fost foarte atenți atunci când au notat lucrările candidaților. Așa se face că un elev a reușit să obțină nota 8,85 la disciplina matematică, asta deși inițial profesorii, după ce au corectat lucrarea, considerau că nu făcuse mai mult de 5. Când ai văzut nota de 5, care a fost reacția ta? Fața. Și? Erai sigură că ai făcut de mai mult? Da, normal. Știam ce am făcut, știam ce am scris. Tu te-ai calculat inițial nota normal. Și știai? Da. Pentru că au greșit notând lucrarea cu 5, când de fapt elevul merita 8,85, profesorii corectori vor ajunge în fața unei comisii care va stabili sancțiunea. Acum se întâlnesc în comisie, discută, iar luni vor invita profesorii care au greșit în momentul în care au evaluat lucrările respective, vor purta o discuție cu dânsii și, bineînțeles, vor fi sancționați. Comisia județeană poate să decidă să-i sancționeze cu neparticiparea la examenele naționale pe o perioadă între 1 și 5 ani. În urma contestațiilor depuse, 299 de note au fost mărite, în timp ce 126 au scăzut. 80 de elevi au reușit să treacă bacalaureatul după contestații, procentul de promovabilitate fiind mai mare în acest an de 60,84%.